Sanai, grădina tainică a adevărului. Despre puritatea inimii. Apoi, din moment ce obiectul dorinței nu se află în niciun loc, cum ai vrea să mergi spre el pe jos? Drumul cel mai sigur pe care spiritul și rugăciunile pot călători către Dumnezeu este curățarea oglinzii inimii. Oglinda inimii nu se eliberează de rugina necredinței și ipocriziei prin opoziție și ostilitate. Lustruitorul oglinzii este credința ta neclintită. Din nou, ce este aceasta? Ea este puritatea nealterată a religiei tale, celui în a cărui inimă nu se află nicio confuzie. Oglinda și forma reflectată în ea nu îi se vor părea ca fiind același lucru. Deși, ca formă, te afli în oglindă, ceea ce apare în oglindă nu ești tu, tu ești ceva, pe când oglinda e altceva. Oglinda nu știe nimic despre formarea ta. Ea și forma ta sunt două lucruri foarte diferite. Oglinda primește imaginea prin intermediul luminii, iar lumina nu poate fi separată de soare. Greșeala, așadar, se află în oglindă și în ochi. Cel care rămâne pe veci în spatele unui văl este precum bufnița cu soarele. Dacă bufnița este făcută neputincioasă de către soare, se întâmplă din cauza propriei ei slăbiciuni, nu din cauza soarelui. Lumina soarelui este răspândită pe tot cuprinsul lumii. Nenorocirea vine din slăbiciunea ochiului liliacului. Tu nu vezi decât prin simțuri și închipuire, căci tu nu cunoști nici măcar linia, suprafața și punctul. Te împiedici pe acest drum al cunoașterii și timp de luni și ani de zile stai pe loc, întârzind în discuții. Dar în această problemă, cel care nu cunoaște manifestarea lui Dumnezeu prin întruparea sa în om, nu spune decât prostii. Dacă vrei ca oglinda să reflecte chipul, nu o ține îndoită și păstrează-o strălucitoare, căci soarele, deși nu e zgârcit cu lumina sa, văzut în ceață seamănă numai cu geamul, și un Iusuf, mai frumos decât un înger, pare într-un pumnal că are o față de diavol. Pumnalul tău nu va distinge între adevăr și falsitate. El nu te va servi ca o oglindă. Mai bine poți să-ți vezi imaginea în oglinda inimii tale decât în lutul tău. Sparge neclaritatea lanțului cu care te-ai încătușat și vei fi liber când vei scăpa de lutul tău. Din moment ce lutul este întunecat și inima e strălucitoare, lutul tău e o ladă de gunoi și inima ta o grădină de trandafiri. Tot ce sporește strălucirea inimii tale aduce mai aproape manifestarea lui Dumnezeu însuși față de tine. Fiindcă puritatea inimii lui Abu Bakr era mai mare decât a celorlalți, el a fost privilegiat cu o manifestare specială.